astăzi ne vom uita la cele mai periculoase insecte din lume. Băieți și fete, vă spun sincer că vă recomand să vă uitați la acest videoclip, deoarece ar putea să vă salveze vreodată viața, pentru că ne vom uita la 12 cele mai mortale insecte din lume, făcut de top 10 România. Nu uitați neapărat să intrați în descriere acolo și să-i susțineți. Însă, fraților, până la urmă, mie mi-e foarte, foarte frică de insectele astea care, na, bă, au o șansă să te omoare până la urmă. Și după ce o să mă uit la clipul ăsta, o să știu, hopa, am văzut un paianjen mov. Dacă mă apropii de el, hop, m-am dus. Știi ce zici? Tocmai de aceea vă recomand să vă uitați și voi. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like. Eu zic să nu mai pierdem vreme, mai să-i dăm drumul. Let's go! Ho-ho! Normal! Hai să vedem. Îi vor înspăimânta pe cei mai curajoși dintre voi. De la gândaț sociabil la cel mai veninos paianjen din lume. Mamă, eu o paianjen din lume. Astăzi vom arunca o privire la top 12 cele mai mortale insecte din lume. Deci nu plac videoclipurile astea, insecte, șerpi, astea, cele mai nașpa pentru mine, vă zic. 12. Țânțarul Anofel. Mamă, pui țânțarul. Începem topul nostru cu literalmente cel mai mortal animal din lume. Dacă te-ai gândit la rechini sau hipopotami, ești mult prea departe de răspunsul corect. Vai, pe tine. Departe? Ei bine, cu vreo câteva sute de kilograme prea departe. Faceți cunoștință cu cel mai mortal animal din lume. Insuportabilul, enervantul și modestul țânțar. Mamă, frații mei, pe ce țânțar e ăsta, frate mei, că dacă îl vă măcar cum mi-e frică. Daune atât de mari? Gen, pe bune. Răspunsul se află în cantitate, nu în calitate. Cu toate că mușcătura unui țânțar poate provoca cel mult iritații sau înflături, da, așa, după cum știți. Ori anual din cauza țânțarilor, sau mai degrabă din cauza parazitului purtat de o specie anume de țânțar. Bă, peste 1 milion de oameni, bă, voi vă dați seama, man. Și bă, tot pe tot mă, că mai mușcă țânțarii câteodată, mai ales vara. Anopheles. Genul Plasmodium se înfățesc în globulere roșii din sânge, cauzând boala cunoscută sub numele de malarie. Mamă, deci dacă te mușcă țânțarul ăsta, bă, dar care-i treaba cu el, bă? Simptome specifice gripei. Mă, păi, dar ați văzut cum arată, că îți dai seama că e un țânțar ciudat. Momentan nu există niciun vaccin eficient împotriva malariei, doar medicamente care pot reduce riscul infectării. Bă, asta e n-aș fără de tot, frații mei, vă zic. Nu contracta boala, este să te ferici de țânțare. Wow, normal. Furnica roșie. Ca roșii de catifea. Deci, frații mei, primul a fost pe bure. Deci, what, bă, man, deci insectele astea, nu știu, mă simt așa foarte naș pentru o stare de anxietate când știu că există chestiile astea. Furnica roșie de catifea. Decimutila accidentalis sau furnica roșie de catifea și-a câștigat o poreclă demnă de premiile Oscar. Aulă. Această insectă cu și, bă, furnică roșie. De, fiți atenți, ucigașul de vaci. Bă, oamenii mei, uitați-vă cum arată, bă, cum să, bă, ucide vaci. Furnica catifelată nu este de fapt o furnică, ci o specie parazită de viespe nativă zonei estice a Statelor Unite. Mi-am dat seama că nu-i furnică, frații mei, mamă, uitați-vă cum arată. Furnică este de fapt că femelele nu au aripi. Această specie de viespe atinge viespe fără aripi. 1,9 cm lungime. Corpul afișează un tipar format din dungi roșii, portocalii și negri. Mamă, oamenii, cum arată chestiile astea? Băi, eu nu știu dacă o să mă pot doar noapte pe bune. Deci de fiecare dată, nu știu dacă sunt numai eu. De fiecare dată când mă uit la videoclipurile astea, bă, îmi imaginez așa cum de acum sub birou, ies eu de asta să moară și mă mușcă, și ce zic? Ei bine. Nu știu dacă nu mai îmi imaginez. Scrieți-mi voi la comentarii dacă vă, când vă uitați la astea, vă gândiți la fel. Aoleu, bă. Așadar, dacă vedeți aceste insecte prin apropiere, asigurați-vă că purtați încălțăminte. Asigurați-vă că fugiți, bă, nu vă ăsta, ce naiba, nu lăsați pe băiatul ăsta, fugiți, boys, nu că ăsta, că nu știi niciodată. Viespe asiatică uriașă, viespe uriașă. Mai anului trecut, americanii au intrat în panică la gândul că o specie de viespe uriașe a pătruns în Statele Unite. Opa, nu. Astăzi o să aflăm de ce erau aceștia atât de speriați. Hai să vedem. Fotografie cu o viespe obișnuită. Ok. Iată o fotografie. Aoleu, oamenii mei, bă! Bă! Ce-i asta? Viespe asiatică uriașă este cea mai mare specie de viespe din lume. Mamă, bro, mă lași! Frații mei, ce s-astea, bro! Unele specimene au fost observate în America de Nord. Bă, voi, gândiți-vă, nu știu dacă pe mine m-a mușcat viespea câteodată, dar dacă te mușcă, asta te-ai dus, dacă te înțeapă, nu, că nu te mușcă. Insecte mai mari, miere și colonii de insecte eusociale. Bă! Albinele. Viespea poate atinge 45 mm lungime, o anvergură a aripilor de 75 mm, și are un ac de 6 mm lungime. Bă! Extrem de puternic și dureros. Ah, wow, normal. Un entomolog. Păi și te omoară. Universitatea Tamagawa
Masato Ono. Uitați-vă cum arată. Săptura, ca fiind asemănătoare cu un cui încins care îți străpunge carnea. Pentru o persoană non-alergică, mai multe înțepături pot deveni letale dacă doza de venin injectată este suficientă. A, deci nu mor din prima, trebuie să te înțepe de mai multe ori. No, musca țețe. Musca țețe, mamă, boys, dar bă, vieți pe aia, mamă, deci mi-a rămas imaginea în minte, mi-a imaginea și îți mai așa pe mâne și au alea, hai să vedem. A, ulea, mamă, deci, ăsta. Care voia să da, normal, normal. Bine, următoarea muscă este notorie pentru modul în care afectează somnul oamenilor. Musca țețe este o specie parazită de muscă din genul Glossina, care se hrănește cu sângele animalelor vertebrate. Ma. Musca țețe este un parazit obligatoriu, adică are nevoie de o gazdă pentru a-și completa ciclul de viață. Bă. Ea poate fi întâlnită în Africa tropicală. A, da, ne ajută! Lă-i acolo la Africa, ce zic. Țețe ating 0,5-1,5 cm lungime, wow. Și au o formă ușor de nevoie. Nu ești așa de șmecheră, băi. Confundat cu alte specii de muscă. La fel ca în cazul țânțarului Anofel, nu mușcătura propriu-zisă a muștei este cea care... Mamă, uitați-vă, băi, ce-i asta? Organismele parazite care sunt transmise prin mușcătură... Bă, ce-i asta, pe bune, acum? Aceste organisme cauzează o afecțiune numită tripanosomiază africană. Mamă, tripanoso... Boala somnului. Simptomele includ febră, migrene, iritații, dureri articulare... Păi și mori? ...de confuzie, pierderea coordonării, bă, și tulburări ale somnului. Iată, uitați-vă cum arată. Te va ține treaz noaptea. A, că de-aia gen, da, da, dacă te înțeapă, așa ai toate chestiile alea, înseamnă că o să te ține treaz noaptea. Albina ucigașă. Albina ucigașă. Mamă, boi, si mai avea numai 4 sau duci eu deja, că capă, uite. Mamă, cu de urât arată, mamă, băi. Bă, ce urâte sunt astea, băi, frate, bă. Ăsta, da, nu mi-e înfiorător. Specia a fost obținută prin încrucișarea... Doamne, ferește, băi, să vedeți cum arată chestiile astea, bă. ...diferite specii de albine europene, cum ar fi cea italiană sau cea iberică. Do. Deci, ce o face pe această albine să primească o astfel de poreclă cu tremurătoare? Oare ce? Ei bine, albine... Că omoară oameni, logic. ...sunt mult mai defensive decât alte specii de albine. A, defensive, adică nu te atacă. De persoane au decedat în urma atacului lor. Victimele primind de 10 ori mai multe înțepături decât în cazul speciilor europene. A, te înțeapă de 10 ori? Avem o altă surpriză pentru tine. Albinele ucigașe pot urmări o persoană pentru mai bine de 500 de metri. Poți fugi, dar nu te poți ascunde de albina ucigașă. Mamă, ci, mamă, frații mei, bă! Uaiaiai, bă, mi-e frică! Uitați-vă la el, bă, intră în curte, uitați-vă acolo. Așa cum mai este cunoscut, poate fi întâlnit în Asia, Africa și Australia. Așa, las că e bine. Dacă ai accepta avansurile, nu se va transforma într-un prinț, dar, cu siguranță, îți va lăsa un cadou. Da, moartea. Și prin cadou ne referim la parazitul Trypanosoma cruzi, care cauzează afecțiunea Chagas. Bun, deci tot ce trebuie să faci este să te ferești de această insectă dubioasă, nu? Ei, nu, bine, mai sunt chestii. Făcut. Porecla gândacului sărut face referire la modul său de hrănire. Acest gândac este cel mai... Ce urât, bă! ...timp în care se hrănește cu sângele animalelor, păsărilor, reptilelor și chiar... Care dorm. Și dacă credeai că nu... Deci numai ca aia, la aia care dorm, gen. Acești gândaci preferă să muște de față sau chiar de buză. Cât de greu este Chagas? Ei bine, simptomele variază de la febră, umflarea ganglionilor și dureri de cap, la stop cardiac și chiar leziuni nervoase. Ăsta da sărut letal. Bă, bă, frate meu, ce e ăla? Deci, frate, ăsta la jumate s-a dus tot. Furnica glonț, hai să vedem. Glunț. Ma. Nu, nu avem de-a face cu un membru al unei bande mexicane, ci cu... Bă, crește eu. Aoleo, bă, ce e asta, bă? Furnica glonț atinge 18-30 mm lungime. Mamă, frate meu, cum arată asta, bă? Agresive, acestea devin feroce atunci când vine vorba de apărare. Bă, voi vedeți cum arată, bă? Asta este mușcătura lor. Nici nu vreau să aflu, frate meu, și cred că nu o să aflu niciodată, sper, uitați-vă. O descrie cu următoarele cuvinte. Se compară cu mersul pe cărbuni încinși, în timp ce ai un cui de 10 cm înfipt în călcâi. Mamă, bă. Miriapodul gigant. Miriapodul, bă, voi auzi ce a zis ăla, că mergi pe cărbuni cu... Aoleo, mamă, deci bă, dacă văd tot asta, a murit, este miriapodul gigant. Mamă, bă. Ce-i asta, frate meu? Cușmar devenit realitate. Băi, chiar arată așa. Reprezintă cea mai mare specie de miriapod din lume.
având o lungime care depășește 30 cm. Bă, acesta poate fi întâlnit în America de Sud și care poate fi întâlnit, dar nu la mine, gen, eu nu îl înțeles niciodată. Reptile, vă zic, bă, uitați-vă cât de mare e, bă, dacă îl vezi pe ăsta, fugi! Curioase, aceste creaturi pot fi extrem de periculoase. Wow! În 2014, un copil de 4 ani din Venezuela a murit după ce a fost mușcat de un miriapod gigant care se ascundea într-o doză de suc deschisă. 4. Într-o doză de suc? Mamă, vă realizați? Bă, nici să bei suc nu mai ai voie în ziua de azi, frate meu. Căpușa, uai, toată lumea știe căpușa, da, adevărat. Sunteți familiari cu Lime. Da, toată lumea știe, boys, de... transmisă de căpușe. Ei bine, ce s-ar putea să nu știți este că aceste insecte pot transmite numeroase alte afecțiuni, printre care nu vreau să știu. Babezioză, febră butunoasă și febra hemoragică de Crimea Congo. Na, bar, n-am auzit și așa deja de gază, ce zic. Se poate hrăni zile în șir. Saliva căpușei poate penetra pielea în timpul procesului de hrănire, iar dacă aceasta conține un patogen, organismul va fi transmis gazdei. Când e vorba de creaturi minuscule cu renume de temut, căpușa se află pe primele locuri. Bă, frate meu, Omida Saddleback, bă, deci căpușa e n-aș părut. Omida Saddleback nu te va mușca sau înțepa în timp ce dormi, sau în timpul unei plimbări prin livadă. Dacă urmăriți canalul acesta de mult timp, probabil știți că diverse animale folosesc aspectul colorat pentru a-și avertiza prădătorii. Ei bine, Omida Saddleback nu reprezintă o excepție. Corpul ei este acoperit de perii plimbați într-un venin extrem de puternic. Atingerea lor poate provoca iritații, umflături și chiar vărsături. Unii oameni însă au reacții mai severe, care includ migrene, simptome gastrointestinale, azm, șoc anafilactic și chiar hemoragie. Mamă, frați mei, cum să atingi, bă, așa ceva? Trebuie să fii idiot, adică. Cât mai repede posibil. Bă, trebuie să fii idiot să atingi așa ceva, pe bune. Cei dintre voi care suferiți de arahnofobie, probabil veți vrea. Nu știu cine sara. Păianjenul pusnic maro este unul dintre cele trei specii de păianjen din America de Nord, al căror venin poate genera probleme medicale. Ia, ce privește aspectul, acești păianjeni ating 6-20 mm lungime și au o culoare maronie sau gri închis. Chiar dacă specia nu este foarte agresivă... Acum mă uit pe pereți, fraților, să nu cumva să fie vreun păianjen de ăsta! Un studiu clinic a descoperit că în jur de 37% din mușcături pot genera necrozarea pielii și 14% pot cauza afecțiuni sistemice. Mușcătura păianjenului pusnic maro poate cauza chiar hemoliză, distrugerea globulelor roșii din sânge. Și acum, fraților, avem cea mai mortală și periculoasă insectă din lume, păianjenul funnel web de Sydney. Hai să-l vedem și pe ăsta și să închidem o dată videoclipul ăsta. După ce în 2020 a fost lovită de un virus mortal și incendii forestiere, Australia a trebuit să se confrunte și cu o invazie de păianjeni mortali. Păianjenul funnel web de Sydney face parte din familia Atracidae. Mamă, cum arată ăsta, frate meu. Kilometri în jurul orașului Sydney. Mușcătura acestor păianjeni este extrem de periculoasă, fiind capabile să cauzeze afecțiuni severe sau chiar deces în lipsa îngrijirii medicale. Veninul conține un compus numit delta atracotoxină, care este extrem de toxic pentru primate și oameni. Mamă, cum arată ăsta, frate. Dispnee, eu în niciun caz n-aș vrea să... Pierderea cunoștinței, hipotensiune și chiar moarte. Pierderea cunoștinței sau să-ți pierzi memoria, mamă. A încoronat păianjenul funnel web de Sydney drept cel mai veninos păianjen din lume. Acestea au fost 12... Aolo, mamă, deci iar am uitat de poza asta de a mi-a arătat ăsta. Bă, frații mei, deci ăsta a fost videoclipul. A fost definitiv o tortură pentru mine să mă uit la insectele astea. Știți că nu-mi plac absolut deloc. Dacă v-a plăcut, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă duceți și la Top 10 România. Și cam atât a fost cu videoclipul ăsta. V-am pupat pe toți, aveți grijă să nu fiți mușcați de păianjenul web tăi de Sydney sau de furnica țâs. Hai, v-am pupat pe toți, pa, pa.